Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, capitolul 22 ne-a arătat un Avram matur, pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a pregăti omenirea în ceea ce privește venirea Domnului Isus, precum și faptul că El, Domnul Isus, va fi mielul de jertfă pentru păcatele omenirii. Vom începe acum cu capitolul 23 din cartea Geneza. Deja Avram și Sara se apropie de sfârșitul vieților aici pe pământ. Sara este prima care încheie viața pământeană la o vârstă destul de înaintată. 127 de ani. Viața sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții sarei. Sara a murit la Kiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă. Citim în primele versete. Dacă Sara a fost în vârstă de 90 de ani când a născut pe Isaac și a murit la vârsta de 127 de ani, înseamnă că Isaac avea acum 37 de ani. După cum observați, Sara moare la Chiriat Arban, Hebron. Avram este nevoit să cumpere un mormânt pentru ea. Locul acesta se află chiar în țara pe care Domnul a promis că i-o va da. De ce oare nu s-a dus într-un alt loc pentru a o mormânta pe Sara? Pentru că el credea de acum pe deplin în Domnul care îi făcuse această minunată promisiune. Acum, deși atmosfera generală a capitolului poate apărea drept morbidă pentru unii, Cred că este important să-l urmărim, deoarece sunt câteva lucruri importante pe care trebuie la rândul nostru să le observăm aici. Să citim mai departe versetele 3 și 4 ale acestui capitol 23. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Avram se numește pe sine un străin și un peregrin, chiar în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o ca moștenire. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram, Ascultă-ne, domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru, îngroapă-ți moarta în cel mai bun din mormintele noastre, niciunul din noi nu te va opri să-ți îngrob moarta în mormântul lui. Generoasă ofertă aceasta a fiilor lui Het, care trăiau în acea țară. Cred că generozitatea lor vine și din respectul pe care Avram și l-a câștigat în mijlocul lor. Se pare că Avram a avut o bună mărturie pentru că ei îl numesc domnitor al lui Dumnezeu. E dacă mărturia lui îl aduce pe Dumnezeu înaintea acestor păgâni. Oare n-ar trebui să învățăm ceva de aici? Să mergem însă mai departe. Avram s-a sculat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het, și le-a vorbit astfel. Dacă găsiți cu cale să-mi îngrop moarta și să o iau dinaintea ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Zohar, să-mi dea peștera Macpela, care e a lui și care este chiar la marginea ogorului lui. Să-mi o dea în schimbul prețului ei ca să-mi slujească drept bloc de îngropare în mijlocul fiilor lui Het. Peștera Macpela este locul pe care Avram vrea să-l cumpere. Nu vrea favoruri, nu vrea nimic gratis, cu alte cuvinte, până când Dumnezeu nu-i va da țara ca moștenire, el cumpără tot ce are nevoie din ea. Din nou vreau să ridic întrebarea, de ce nu a dus-o Avram pe Sara într-un alt loc pentru a o mormânta? Cred că motivul este acela că Avram credea pe deplin în promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o cu privire la această țară. El voia să rămână aici. Nu mai dorește repetarea experiențelor din Egipt și țara filistenilor. De acum toate speranțele și așteptările lui sunt legate de această țară. Dacă citiți Biblia, veți vedea că sunt două planuri mărețe și două speranțe majore pe care le are Dumnezeu. El are un plan în ce privește pământul și unul în ceea ce privește cerurile. Adică, este vorba despre continuitatea pe care viața pământească o are în veșnicie. Pământul acesta va deveni un pământ nou și cerurile de acum vor deveni ceruri noi. Însă lucrul important aici este că va exista un pământ care va fi locuit pentru eternitate. Nu știm dacă Dumnezeu va arunca acest pământ la gunoi după ce va termina planurile lui cu privire la el. S-ar putea ca Dumnezeu să-l purifice, să-l schimbe și să-i dea o nouă față. Eu cred că Avram credea de asemenea în învierea morților și dorea ca atunci când aceasta se va petrece să fie împreună cu Sara. Aceasta este speranța lui, o speranță care în cele din urmă va fi împlinită. Nu cred că Avram a avut idee cam câți vor beneficia de această înviere, și nu cred că vreunul din noi are. Este numai harul lui Dumnezeu, și numai El este cel care știe adevăratul număr al acelora pe care îi va învia ca urmare a credinței lor în Dumnezeu. Acolo, în camera de sus, în cadrul cinei de taină. Domnul Isus a spus ucenicilor care erau educați în spiritul Vechiului Testament și care aveau speranța acestuia următoarele: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul Isus vorbește aici despre Noul Ierusalim pe care el îl pregătește pentru biserica sa. Noul Ierusalim va fi noul loc în care va locui biserica Domnului Isus. Această învățătură era foarte nouă pentru ucenici și mi-e teamă mie că este foarte nouă pentru mulți creștini. Dumnezeu nu i-a promis niciodată lui Avram că îl va lua de pe pământ și îl va muta la ceruri. Dumnezeu i-a spus însă mereu lui Avram că îi va da această țară. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acesta este motivul pentru care el a mormântat-o pe Sara în acest loc. Locul acesta a devenit mai apoi cimitirul familiei, acolo unde vor fi îngropați mulți dintre urmașii lui. Localizarea exactă acestui mormânt este undeva mai jos de Hebron, aproximativ 25 de kilometri la sud de Ierusalim. Pe acel loc se află astăzi o moschee islamică. Locul este de asemenea marcat în prezent de o mare aversiune față de oricine nu este născut acolo. Cât de diferiți sunt locuitorii de astăzi a acestei zone față de cei din vremea lui Avram, fiul lui Het. Oricum, Avram avea speranțele lui legate de această țară pe care Dumnezeu i-a promis-o. Noi, creștinii, avem o speranță ce ne vine din Noul Testament și care este legată de ceruri, acolo unde Domnul Isus pregătește un loc pentru biserica lui răscumpărată. Să ne întoarcem la Avram care cumpără peștera. Efron era și el acolo, în mijlocul fiilor lui Het. Și Efron, hetitul, a răspuns lui Avram, în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Nu, Domnul meu, ascultă-mă! îți dăruiesc ogorul și îți dăruiesc și peșterea care este în el. Ți le dăruiesc în fața fiilor norodului meu și în groapa ți moartă. Avram s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării. Efron este și el un om foarte generos. Acești oameni erau foarte politicoși, un lucru care nouă ne cam lipsește astăzi. Și-a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului țării. Ascultă-mă, te rog, îți dau prețul ogorului, primește-l de la mine și îmi voi îngropa moartea în el. Și Efron a răspuns astfel lui Avram, Domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de sicli de argin, ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți dar moarta. Avram a înțeles pe Efron și Avram a cântărit lui Efron prețul cumpărării despre care vorbise în fața fiilor lui Het, 400 de sicli de argin care mergeau la orice negustor. Trebuie să observăm că Avram a plătit acel câmp folosind moneda zilei. De acum, el este proprietarul legal al terenului. Ogorul lui Efron din care este față în față cu Mamre, ogorul și peștera din el și toți copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur, au fost întărite astfel ca moșia lui Avram, în fața fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetății. Să vedem acum cum a fost îngropată Sara. După aceea, Avram a îngropat pe Sara, nevastă sa, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. Ogorul și peștera din el au fost întărite astfel lui Avram ca ogor pentru un mormântare de către fiii lui Het. Așa cum spuneam, astăzi pe acel loc se află o moschee musulmană. Ea este considerată ca fiind a doua sau a treia ca importanță în lumea islamului. Mai sunt moschei la Cairo și în alte locuri, iar cea mai importantă este cea de la Mecca. Vedeți, deci, originile pe care le reclamă și pe care le au popoarele arabe. Dar cu această imagine încheiem capitolul 23. Nu se încheie însă și întâlnirea noastră. Mergem mai departe la capitolul 24, capitol care marchează următoarea secțiune din ceea ce noi am considerat a fi a doua mare secțiune a Genezei. În această mare secțiune, care începe în capitolul 12, am început să studiem câteva personaje importante ale Bibliei și ale începuturilor națiunii ebraice. Mai întâi am făcut cunoștință cu Avram, omul credinței. Acum este rândul lui Isaac să devină personajul nostru principal. Istoria lui nu mai este la fel de întinsă ca a lui Avram. Dacă pentru a descrie viața lui Avram am parcurs 12 capitole, de la 12 la 24, pentru Isaac nu vom avea decât două capitole. Însă în aceste două capitole vom participa la cele mai importante trei evenimente din viața lui Isaac. Primul a fost nașterea lui. Al doilea este momentul în care este adus ca jerfă de Avram. Cel de al treilea eveniment important este legat de modul în care s-a căsătorit. De fapt, acestea sunt evenimentele importante pentru fiecare om: nașterea, căsătoria și moartea. Și cu excepția căsătoriei, totul este independent de voința lui. Ajungem acum la povestirea evenimentului legat de căsătoria lui Isaac. Avram lui îl trimite pe servitorul lui de încredere până în Haran, în Mesopotamia, pentru a aduce o mireasă pentru Isaac. Cea pe care o aduce este Rebecca. Istoria lor este o frumoasă poveste de dragoste. Cred că aceasta ne arată că Dumnezeu este interesat de căsătoria noastră, de persoana cu care ne căsătorim. Sunt două instituții pe care Dumnezeu le-a inițiat și le îngăduie. Una este căsătoria iar cealaltă, guvernarea umană. Dumnezeu îngăduie ca omul să se guverneze. Sunt două instituții universale și foarte importante. Atunci când una din ele nu funcționează cum trebuie, întreaga societate eșuează. Familia este, dacă vreți, coloana vertebrală a societății. De aceea, Dumnezeu a stabilit căsătoria, tocmai pentru a-i da putere și consistență. Este cam același lucru și în ceea ce privește guvernarea. Dumnezeu a instituit acest context în care omul se poate stabili un cadru legal pentru desfășurarea vieții. Ideea principală aici este aceea de a observa interesul pe care Dumnezeu îl are în toate aspectele vieții noastre. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este interesat numai de viața noastră spirituală. Greșesc aceia care consideră că, achitându-se de obligațiile spirituale pe care le au față de Dumnezeu, restul contează numai pentru ei. Nu. Dumnezeu ne arată aici că emoțiile noastre, dragostea, familia, sunt importante și pentru El. Să nu uităm, de asemenea, că prima minune a Domnului Isus, când a început lucrarea sa pe pământ, a fost cea de la nunta din Cana Galilei. Sunt două lucruri pe care doresc să le notăm în mod special în acest capitol, dragii mei. Mai întâi, modul în care oamenii acelor timpuri se lăsau călăuziți de Dumnezeu în toate detaliile vieții și apoi modul direct în care răspunde Rebecca invitației de a fi soția lui Isaac. Din aceste două aspecte vom învăța lucruri importante pentru viețile noastre. Dar să vedem modul în care Eleazar, slujitorul lui Avram, aduce o soție pentru Isaac. Versetul 1 al capitolului 24. Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, Puneți, te rog, mâna sub coapsa mea. Avram este bătrân, foarte înaintat în vârstă și Dumnezeul binecuvântase în toate lucrurile. De acum, Avram vrea să găsească o mireasă pentru Isaac. Însă nu vrea orice mireasă. Nu vrea ca Isaac să aibă o mireasă din mijlocul popoarelor idolatre care îi înconjurau. De aceea îl trimite pe robul lui Togmain Haran pentru a aduce o mireasă pentru Isa. Interesant este modul în care oamenii jurau în acele vremuri. Ei nu aveau o Biblie pe care să pună mâna stângă și să jure astfel. Personal, nu cred că este necesar ca cineva să pună mâna pe Biblie și să jure. Dacă intenționează să mintă, va minți chiar atunci când mâna lui este deasupra Bibliei. Pe vremea lui Avram, dacă cineva jura față de altcineva, trebuia să pună mâna sub coapsa acelui om față de care se angaja la ceva. Era modul în care își făceau ei jurămintele. Eu cred că acel slujitor pe care Avram îl trimite nu este altul decât Eliezar, mai marele servitorilor lui Avram. El este cel despre care vorbea Avram când i-a cerut un fiul lui Dumnezeu. Nu mergem mai departe însă. Te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Prietene drag, dacă ai un fiu sau o fică care sunt la vârsta căsătoriei, roagă-te Domnului să nu se căsătorească cu fiii sau fiicele cananiților. Ei încă sunt în țară și nu s-au schimbat. Robul i-a răspuns, Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis, Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Slujitorul ridică posibilitatea că nu va găsi o fată pentru Isaac. Poate el să vină și să-l ia pe Isaac cu el? Avram respinge categoric această posibilitate. El a înțeles încă cu ceva vreme în urmă că Dumnezeu dorește ca ei să rămână în această țară. Sub nicio formă, spune el slujitorului, să nu iei în acea țară pe Isaac. Domnul Dumnezeul Cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Credincios om este Avram, nu-i așa? O demonstrează din nou și din nou. El își încurajează servitorul, spunându-i: Poți conta pe Dumnezeu, dragul meu. El nu te va lăsa. El te va călăuzi. Mi-a promis mie lucrul acesta. Numai că, vedeți, credința nu este un salt în întuneric. Nu aceasta este credința lui Avram. El se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră trebuie să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu. Avram nu spune, sunt sigur că Dumnezeu o să fie cu tine, așa că du-te fără grijă. Sunt mulți care întreprind acțiuni raționale și cred că Dumnezeu le va binecuvânta acțiunile. Trebuie să fii în cuvântul lui Dumnezeu, să fii sigur că faci voia lui Dumnezeu ca să poți fi sigur de binecuvântarea lui Dumnezeu. Credința nu este nici de cum o aruncare în gol, ci este încredere bazată pe ceva. Avram avea o bază pentru credința lui, Dumnezeu nu așteaptă ceva diferit de la noi. El dorește ca și noi să dezvoltăm o relație cu El. O relație în care credința noastră să se dezvolte cu fiecare experiență pe care Dumnezeu o aduce în viețile noastre. Oricum, Avram face din fiecare aspect al vieții lui un act de credință. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip, însă să nu duci pe fiul meu acolo robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Doresc să fac aici următorul comentariu. Eu unul cred că nu au fost numai trei magi călătorind cu cămilele lor atunci când au venit la Ierusalim cu ocazia nașterii Domnului Isus. Dacă ar fi fost numai ei trei, lucrul acesta ar fi trecut neobservat de mulțimea din acel oraș. Părerea mea este că erau mult mai multe persoane și mult mai multe cămile. Am câteva motive să cred lucrul acesta. Mai întâi, acei prinți ai Orientului nu se poate să fi călătorit fără o suită importantă, alcătuită din mai mult servitori și cămile. Raționamentul meu se bazează și pe acest verset din capitolul 24 al cărții Geneza. Dacă un servitor pleacă cu o suită de zece cămile, și cu siguranță că erau și oameni care să le călărească, atunci niște prinți erau cu siguranță însoțiți de mult mai multe persoane. Denotat este aici și faptul că Avram îi încredințease autoritate peste toate bunurile sale și peste toți oamenii. Elezer a lăsat cămilele să se odihnească în genunchi afară din cetate lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Poate vi se pare neobișnuit ca femeile să scoată apă de la fântână, dar acesta era obiceiul în acele zile. Acum să nu credeți că bărbații trândăveau. Erau de obicei implicați în comerț, călătoreau în diferite zone, ducând și aducând marfă pentru vânzare. Femeile erau cele care de obicei se îngrijau de casă. Munceau mult mai mult decât muncește o femeie acum. De asemenea, demn denotat este modul în care acei oameni respectau regulile de politețe ale timpului. Astfel, servitorul nu începe să adape cămilele lui, pentru că musafir fiind, nu se cade să facă lucrul acesta. De aceea, așteaptă ca acele femei să adape mai întâi animalele lor. Apa era un lucru foarte important în acele zone, și comunitatea este prima beneficiară a fântânii. Abia apoi veneau drumeții vizitatorii. Un lucru care îmi place aici și care trebuie să fie o lecție pentru noi toți este cel referitor la atitudinea slujitorului față de toată această situație. Modul în care el acționează mă face să cred că Avram avea o foarte bună mărturie în casa lui. El a fost un bun preot pentru familia sa, a depus o bună mărturie despre Dumnezeu în mijlocul celor cu care trăia. Servitorul face ceea ce l-a văzut pe stăpânul lui făcând. Încredințează totul în mâinile lui Dumnezeu. Dragii mei, cei din jurul nostru vor face ceea ce ne vor vedea pe noi făcând, nu doar spunând. Cunosc oameni de afaceri creștini care au o bună mărturie în fața angajaților lor, dar cunosc și pe mulți alții care nu au. Lucrul acesta este valabil și în familie. Contează foarte mult ce mărturie depunem în fața copiilor noștri. Dincolo de cuvintele noastre, faptele vorbesc mult mai puternic. Avram a avut o bună mărturie. Observați numai ce face Eliezer. Și a zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog dă-mi izbânda astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, Pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, Bea și am să dau de bot și camilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău, Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Rugăciunea lui Elezer este ceva de genul acesta. Doamne, nu am cum să știu care este cea pe care ai ales-o pentru stăpânul meu. Călăuzește-mă tu în alegerea ei, atunci când fetele vin să dea apă animalelor, el începe să se orienteze. Nu știm cam ce criterii a avut Eliezer, dar cu siguranță frumusețea era unul din ele. Rebecca era o femeie frumoasă. Puritanii credeau că frumusețea este de la diavol. Spuneau ei, diavolul este frumos, a fost înger de lumină, deci frumusețea este păcătoasă. Acum, cred că se cam înșelau în această privință. Dumnezeu a creat numai frumusețe. Urâtul este pervertirea frumosului și diavolul este responsabil pentru aceasta. Nu este nimic păcătos în frumusețe, doar atunci când frumosul este pervertit. Îl părăsim însă pe Elezer la fântână, acolo unde va veni Rebecca, cea aleasă de Dumnezeu pentru Isaac, și aici ne vom întâlni mâine cu ei. Acum însă să recapitulăm puțin ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne-a învățat și astăzi. Mai întâi am văzut că Sara, la vârsta de 127 de ani, a murit și a fost înmormântată în peștera Macpela, în țara pe care Dumnezeu a promis că le-o va da. Apoi, Avram dorește ca Isaac să se căsătorească cu o fată cu teamă de Dumnezeul pe care el a slujit cu credincioșie toată viața. Dragii mei prieteni, Biblia spune că viața este un dar de la Domnul. Lungimea ei, nu depinde de regimul alimentar sau de alte elemente, ci de ascultarea noastră de Domnul. Atunci când ascultăm de El, vom primi învățătură privind orice aria vieții noastre. El este interesat de fiecare detaliu, de sănătatea noastră, de dragostea noastră, de familie, de slujbă, copii, tot ce alcătuiește universul nostru de viață este și în interesul lui Dumnezeu. El este interesat de orice aspect al vieții noastre, nu pentru că vrea să monopolizeze viața noastră, ci pentru că este un tată iubitor interesat de binele copiilor lui. Deci, prieteni, să nu uităm acest lucru. Tot ceea ce așteaptă el de la noi este să-l implicăm în aceste probleme. Nu ezitați să o faceți. El așteaptă. Rămâneți cu har și pace. 却。 Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twr_romania. Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.